președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a prezidat întâlnirea cu a doua serie de asistenți maternali profesioniști din județ, organizată la sediul Palatului Administrativ de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, despre reglementările legale din domeniu, despre drepturile și obligațiile asistenților maternali profesioniști, au vorbit reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin. O pondere importantă din întâlnire a avut-o în concret discutarea problemelor ridicate de asistenții maternali prezenți, de la identificarea unor forme legale de sprijinire a tinerilor ieșiți din sistem până la provocările activității de asistent maternal profesionist. Vă asigur că vă apreciez munca, dovadă stă și faptul că suntem receptivi la problemele cu care vă confruntați. Folosesc prilejul pentru a vă mulțumi pentru felul în care vă implicați în creșterea copiilor. Apreciez dăruirea și responsabilitatea pe care o arătați, declară Romeo Dunca.